Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a participat pentru două zile la lucrările Comisiei pentru Statutul Femeii, eveniment ce se desfășoară în perioada 11-22 martie la New York. Evenimentul reprezintă cea mai mare întâlnire anuală a ONU privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor. La lucrări au participat miniștri și demnitari de rang înalt din aproape 100 de țări din întreaga lume. Mă bucur că începând din acest an, România va face parte din Comisia pentru Statutul Femeii în calitate de membru deplin, în contextul în care una dintre principalele priorități ale Consiliului ONU pentru drepturile omului o constituie promovarea drepturilor femeii și a fetelor. Va fi o ocazie pentru țara noastră de a face schimb de experiență cu alte țări care au implementat politici publice, măsuri și programe prin care au redus discriminarea între femei și bărbați și au încurajat egalitatea de șanse în toate domeniile, a declarat ministrul Natalia Intotero. Demnitarul român a subliniat faptul că instituția pe care o conduce dezvoltă politici și proiecte în acest domeniu prin intermediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. În plus, ministrul român a vorbit despre eforturile pe care țara noastră le face pentru a încuraja accesul femeilor la procesul decizional și pentru a implementa directivele Uniunii Europene referitoare la transparența salariilor și echilibrul între viața profesională și cea privată.